O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul Petrică Vrăbioru cu un mesaj intitulat Cum să facem să rămânem în picioare înaintea Fiului Omului, inspirat din Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 33 până la versetul 36. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru timpul acesta pe care îl avem la dispoziție în continuare să vă împărtășesc un mesaj care este conturat de aceste cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos și în mod special partea finală a versetului 36, unde Fiul lui Dumnezeu spunea așa: să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aș dori să ne confruntăm fiecare dintre noi cu următoarea întrebare: ce să facem ca să stăm în picioare înaintea Fiului Omului? Sigur că este bine, este plăcut înaintea lui Dumnezeu când rămânem în picioare, în ciuda multor ispite sau provocări cu care ne confruntăm în fiecare zi. Este bine să rămânem în picioare când sunt vremuri tulburi, vremuri de criză și noi rămânem ancorați în nădejdea pe care ne-am pus-o în Dumnezeu. Așa după cum citim în Psalmul 20 cu versetul 8, cei care se bizuie pe carele lor, pe cailor, pe resursele lor, la un moment dat se îndoaie și cad, dar noi, care ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, ne ridicăm și rămânem în picioare. Doamne ajută-ne! Dar dincolo de viața aceasta, cu toate problemele ei, cu toate neajunsurile ei, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să stăm în picioare într-o zi specială, în ziua aceea supremă a întâlnirii cu Dumnezeu. Este vorba de o zi a socotelilor. Este vorba de o zi a dării de seamă, de care sigur nu scapă niciunul dintre noi. Este vorba de o zi în care fiecare om de pe fața pământului trebuie să dea ochii cu Dumnezeu, să privească în urma pașilor ce a făcut în viață și să răspundă de ceea ce a făcut. În ziua aceea, Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să nu ne prăbușim, să nu fim rușinați, să nu fim dezamăgiți, ci să rămânem în picioare cu bucurie, cu demnitate, ca unii care știm că l-am slujit, indiferent de văile sau dealurile pe care am umblat pe pământul acesta. Cartea Apocalipsa, când ne vorbește despre ziua aceea a întâlnirii cu Dumnezeu, ne pune în evidență două categorii diferite de oameni. Unii care se prăbușesc, cad la pământ, sunt disperați, agonizează, și alții care rămân în picioare pentru o sărbătoare veșnică înaintea lui Dumnezeu. Astfel, apostolul Ioan a avut această revelație deosebită din partea lui Dumnezeu. Și în capitolul 6 din Apocalipsa, de la versetul 14, prezenta
anumite evenimente dramatice care se derulează pe fața pământului și spunea el, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Toți munții, toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în crăpăturile stâncilor. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și... Uitați-vă la întrebarea pe care o pun atunci acești oameni disperați. Cine poate sta în picioare? Ei nu puteau sta în picioare. Nu mai are nicio importanță stelele pe care le-au avut pe umerii lor, nu mai are nicio importanță diplomele pe care le-au lăsat în sertar, cupele pe care le-au câștigat, medaliile cu care au fost felicitați, nu mai are nicio importanță titulatura sau poziția în societate de care s-au bucurat, nu mai contează atunci flatările de altă dată ale oamenilor, pentru că nu l-au slujit pe Dumnezeu, aceștia, indiferent de rangul lor, de poziția lor, de statutul lor, sunt disperați și spun, cine poate sta în picioare în fața mâniei mielului? Pentru că dacă în timpul vieții n-au gustat din bunătatea mielului, n-au gustat din harul adus de mielul de jertfă, aceștia vor avea parte atunci de mânia mielului. Și după ce Ioan prezintă întrebarea consternată a acestor oameni, Dumnezeu îi oferă răspunsul în capitolul 7. Îi se deschide o altă fereastră prin care Ioan poate să privească în cer și să vadă ceva, puțin, o parte din atmosfera din împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a arătat toate detaliile pentru că scopul lui nu era să satisfacă o anumită curiozitate omenească. E drept că noi am vrea să știm încă de aici cam tot ce este prin cer, tot ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, însă el a descoperit lui Ioan doar atât cât este suficient ca noi să fim motivați și să dorim din toată inima să ajungem acolo în cer. Și în capitolul 7, Ioan continuă și spune așa, după aceea, după ce i-a văzut pe oamenii disperați, prăbușiți, care nu puteau sta în picioare, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Aceștia nu erau disperați, nu erau înfricoșați, stăteau în picioare cu verticalitate, cu demnitate, cu bucurie la această întâlnire cu mielul care a fost jertfa supremă pentru păcatele lor. Continuă Ioan, descrie mai departe această imagine, erau îmbrăcați în haine albe, un simbol al purității, al sfințeniei, cu ramuri de finic în mâini, un simbol de sărbătoare, și aceștia strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, nu a unei denominații, nu a unei religii, nu a unei grupări filozofice. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și acum, după ce ai văzut aceste două imagini care prezintă finalitatea oamenilor și ceea ce se întâmplă la întâlnirea supremă cu Dumnezeu, dă-mi voie să te întreb în care categorie ai vrea să te regăsești? În categoria acelora care se prăbușesc sau în categoria acelora care, liniștiți, plini de pace, cu o fericire de plină și de săvârșită, stau în picioare cu ramuri de finic, bucurându-se acolo în prezența lui Dumnezeu? Am vrea să fim în mulțimea aceea mare, din orice norod, din orice seminție, să fim și noi acolo îmbrăcați în haine albe, să stăm în picioare, să ne facem recapitularea amintirilor noastre nu cu jenă, nu cu rezervă, ci cu bucurie, pentru că în timpul acestei vieți efemere l-am slujit pe Dumnezeu și am încercat să fim disponibili pentru a face voia lui Dumnezeu. Dar, iată, iubiții mei, că tocmai aceste imagini care sunt în antiteză, în contrast, prezentate în Apocalipsa,
constituie pentru noi motivația puternică să revenim la întrebarea: ce să facem ca să stăm în picioare, ca să nu ne prăbușim, ca să nu fim aruncați dincolo în iazul de foc, pentru că nu există poziție de neutralitate. Ori ești într-o categorie, ori ești în cealaltă. Și atât că, prin pasajul pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos ne arată într-un mod foarte clar și în același timp convingător ce să facem ca să stăm în picioare în ziua aceea. Și în primul rând, iubiți credincioși, stimați prieteni, ca să stăm în picioare în ziua aceea, de aici, de pe pământ, noi trebuie să ne obișnuim să avem o privire corectă, o privire definită de Domnul Iisus prin acești termeni: luați seama la voi înșivă. Avem înclinația să ne uităm mai mult la alții, la ce fac alții, la cum se îmbracă alții, la cum se poartă alții. Avem tendința aceasta firească să privim cu microscopul pentru a identifica și pentru a vâna greșelile altora, ca și Petru altă dată, să ne uităm la un Ioan nedumeriți și să punem întrebarea: dar cu acesta ce va fi? Fiindcă Domnul Iisus tocmai îi vorbise lui Petru despre ce l-aștepta, despre prigonirile, suferințele pe care Petru urma să le suporte. Și atunci, parcă puțin necăjit, s-o fi gândit Petru, adică numai eu să sufăr, numai eu oare am parte de asemenea situații când alții mă vor duce unde nu vreau? Și observându-l pe Ioan, imediat a pus întrebarea: dar cu acesta ce va fi? Nu cumva și el are parte de aceeași suferință, că m-aș mângâia puțin cu gândul dacă știu că mai este cineva care trece prin aceleași greutăți. Dar se pare că privirea lui Petru nu era tocmai corectă, nu era tocmai ceea ce aștepta Domnul Iisus de la el. De aceea Domnul Iisus, în loc să îi răspundă la întrebare, îl avertizează cu privire la un alt lucru. Ce-ți pasă ție? Nu este treaba ta ca să cunoști lucrul acesta? Tu vino după mine. Dragii mei, există și în tendința noastră să privim la alții, să-i judecăm pe alții, eventual să ne poticnim în greșelile altora. Nu vă uitați doar la dărâmăturile din Haiti și la victimele de acolo, gândind că ei au fost mai păcătoși decât noi. Nu, ci cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă să mă uit la mine. Cuvântul lui Dumnezeu te cheamă să te uiți în viața ta, să-ți vezi propriile tale greșeli. Pentru că aceasta este temelia pe care se poate construi un caracter adecvat, potrivit principiilor lui Dumnezeu. Mulți încearcă să-și construiască un caracter, dar fără să pornească de la această fundație pe care o prezintă Scriptura, fără să privească la ei înșiși, fără să aibă momentul acela de pocăință când își văd propriile lor păcate, când încetează de a-i mai judeca pe alții. Apostolul Pavel vorbește în privința aceasta în epistola către Romani, capitolul 2, de la versetul 1, și spune: așadar, omule, oricine ai fi tu. Expresia aceasta ne confirmă faptul că mesajul lui Dumnezeu este nepărtinitor, valabil în egală măsură pentru cel care vă vorbește, cât și pentru toți cei care ascultă, valabil pentru toate clasele și categoriile sociale, oricine ai fi tu. Mai mult, mesajul lui Dumnezeu este atemporal, valabil în timpul în care Apostolul Pavel scria această epistolă către Romani, și iată, valabil și în vremea noastră, în situația contemporană cu care tu te confrunți acum. Oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. În lumina cuvântului lui Dumnezeu și a modului în care Domnul Iisus Hristos prezintă lucrurile și gravitatea păcatului, tu poate că n-ai ucis pe cineva, dar dacă urăști în inima ta, dacă ai resentimente față de o anumită persoană, faci același lucru. Tu poate că n-ai ajuns într-un asemenea faliment, la un divorț, la o ruptură sentimentală, la o prăpastie în casa ta, dar dacă ești infidel sau infidelă, la nivel de gândire, la nivel de privire, tu faci același lucru. Tu poate că n-ai ajuns să practici o anumită evaziune fiscală, să faci niște furturi pe scară mare și largă, dar dacă faci furtișaguri mai mici, dacă umbli cu viclenii pe care le tolerezi, socotind că nu sunt atât de păcătoase, tu faci același lucru.
Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu spune: nu-i mai judeca pe alții, luați seama la voi înși vă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dragii mei, nu a existat posibilitatea de întoarcere acasă pentru fiul risipitor până când n-a avut o privire corectă. Nu s-a mai lăsat sedus de lumea din jur, nu s-a mai lăsat îmbătat cu apă rece de promisiunile false ale lumii, s-a uitat la el și a văzut mizeria în care trăia și s-a gândit: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. S-a uitat la zdrențele lui, a văzut situația în care se găsea, a văzut punctul de faliment în care l-a dus păcatul, în mod gradat, în mod treptat, și această privire corectă l-a determinat să-și vină în fire și să ia o decizie înțeleaptă și a spus: mă voi întoarce acasă la tatăl meu. Și s-a întors acasă. Ce să faci ca să stai în picioare? Începe printr-o privire corectă. Sigur, aceasta nu anulează responsabilitatea noastră de a veghea în dragoste unii asupra altora. Dar această privire pune accentul. Întâi trebuie să mă uit la mine. Întâi trebuie să văd bârna din ochiul meu ca să pot scoate paiul din ochiul fratelui meu. Întâi trebuie să văd greșelile mele și să mă pocăiesc de ele pentru ca ulterior să fiu eficient și să fiu de folos și pentru ceilalți, ca să-i pot ajuta și pe ceilalți. Începe cu tine, uită-te la tine, luați seama la voi înși vă. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, în al doilea rând, ca să stăm în picioare în ziua aceea mare a întâlnirii cu Dumnezeu, alături de o privire corectă, noi avem nevoie și de o preocupare corectă pentru sufletele noastre. Domnul Iisus continua cu aceste cuvinte: nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Aveți nevoie de o preocupare corectă. După ce ți-ai văzut starea, după ce ți-ai văzut păcatul în dimensiuni reale, nu cum îți spun oamenii, ci cum ți-l prezintă cuvântul lui Dumnezeu, după ce ai luat hotărârea să părăsești păcatul, trebuie să umbli cu Dumnezeu, să ai niște preocupări corecte, corespunzătoare pentru sufletul tău. Și Domnul Iisus atrage atenția aici asupra celor oameni care comit tot felul de abuzuri, își îngreuiază inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Le îngreuiază și la propriu și la figurat. La propriu, pentru că medicii știu cum se îngreuiază circulația, cum inima devine mai grea, cum sănătatea devine mai șubredă și se pierde când oamenii pedalează doar pe mâncare și doar pe băutură și pe alte lucruri care pot fi chiar dăunătoare. Dar inima se îngreuiază și sub aspect spiritual, fiindcă își pierde sensibilitatea față de Dumnezeu. Devine o inimă împietrită, o inimă care îl sfidează pe Dumnezeu, o inimă care nu mai ține cont de cuvântul lui Dumnezeu și care nu mai bagă în seamă avertismentele lui Dumnezeu cu privire la ziua aceea. Trăim într-o lume care este preponderent marcată de virusul acesta al gândirii. O lume care a adoptat acea filozofie a unor păgâni din vremea apostolului Pavel, care spuneau așa: haideți să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Și așa viața trece, vom muri, cel puțin să trăim clipa la maxima ei intensitate. Să ne simțim bine, chiar dacă ne simțim bine doar o oră, doar două, dar cel puțin avem această satisfacție că am trăit din plin. Cât de falsă este această concepție, ce mare eroare introduce ea în viața omului, în familia lui. Și oamenii care pun accent doar pe mâncare și băutură, oamenii care pun accent doar pe îmbrăcăminte, doar pe preocupările acestea lumești, ajung în cele din urmă să capituleze în fața multor vicii și în fața multor păcate și în final să se prăbușească la judecata lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne prezenta în privința aceasta în Evanghelia după Luca la capitolul 12 situația unui om bogat care a avut multă prosperitate. El nu s-a gândit nicio clipă să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru prosperitatea pe care o avea. El nu s-a gândit niciun moment din surplusul acela de prosperitate să facă parte și celor săraci, eventual să zidească vreo sinagogă. A fost necesar ca un sutaș roman la un moment dat să zidească o sinagogă evreiască, pentru că iată, mulți evrei n-aveau inimă pentru așa ceva.
Bogatul acesta nu s-a gândit nicio clipă din binecuvântarea pe care i-a dat-o lui Dumnezeu să facă parte și altora. El se gândea să adune totul pentru sine și își făcea niște planuri foarte meticuloase. Voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari și acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Avea un simț al posesiunii puternic dezvoltat. Totul era al lui. Totul se centra în jurul eului său. Și voi zice sufletului meu, o preocupare greșită, o confuzie pe care o experimenta, pentru că el confunda sufletul cu trupul. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Așa se gândea el, că mai are mulți ani de trăit. Nu știa că în agenda și în planul lui Dumnezeu lucrurile de fapt stăteau cu totul altfel. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Așa credea el că este ecuația vieții, că totul e să te simți bine pe moment. Și dincolo de planurile pe care și le-a făcut acest om bogat, intervine Dumnezeu și îi spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dumnezeu ți-a încredințat un suflet care nu se hrănește cu mâncare. Trupul are nevoie de mâncare. Dumnezeu ți-a încredințat un suflet care are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul tău are nevoie de rugăciune. Sufletul tău are nevoie să fie purificat, să fie sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Sufletul tău nu lăsa să ajungă așa ca un fel de buncăr de gunoaie, în care lumea să-și arunce toate gunoaiele. Sufletul tău nu-i pentru imoralitate. Sufletul tău nu-i pentru ură și pentru resentimente. O preocupare corectă pentru suflet te determină să te subscrii acestui cuvânt pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. Nu vă lăsați stresați, nu vă lăsați îngrijorați, nu vă lăsați dominați de stresul cotidian, pentru că sufletul vostru într-o bună zi va fi cerut înapoi de Dumnezeu. Trupul e adevărat, se duce în țărână, pentru că din țărână a fost făcut. Dar vine și pentru mine, vine și pentru tine. Momentul acesta când Dumnezeu spune: vreau să văd ce ai făcut cu sufletul tău, ce ai depozitat în sufletul tău. Noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Și că de fapt sufletul nostru într-o bună zi trebuie să zboare către Dumnezeu. Gestionăm lucrurile acestui pământ, ne folosim de ele, avem nevoie și de mâncare, și de îmbrăcăminte. Dar Scriptura spune așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi ne-am pus nădejdea în Hristos nu doar pentru viața aceasta, nu doar pentru binecuvântări, avantaje sau facilități în viața aceasta. Ne-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru că vrem să stăm în picioare în ziua aceea. Avem nevoie de o preocupare corectă pentru suflet. Cât de mult citești cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul are puterea aceasta să-ți dea înțelepciune. Cuvântul are puterea aceasta să-ți reseteze gândirea ta și să-ți pună în față valorile lui Dumnezeu. Cu ce-ți hrănești sufletul? Domnul Iisus Hristos ne cheamă la o preocupare corectă. Dragii mei, în al treilea rând, ca să stăm în picioare în ziua aceea, alături de o privire corectă, alături de o preocupare corectă pentru sufletele noastre, Domnul Iisus ne face să înțelegem faptul că avem nevoie permanent de o perspectivă corectă. Perspectiva te ajută să trăiești o preocupare după voia lui Dumnezeu. Perspectiva este cea care îți aduce aminte de identitatea ta, de valoarea ta ca om, și mai ales dacă ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, de valoarea ta în calitate de creștin, în calitate de copil al lui Dumnezeu. Perspectiva te ajută să nu obosești în preocuparea corectă pentru suflet, căci Apostolul Pavel spune să nu obosiți în facerea binelui, să nu obosiți în practicarea principiilor creștine, pentru că știți că ce seamănă omul aceea va și secera. Pentru că voi știți că la vremea cuvenită veți culege rezultate în conformitate cu ceea ce ați făcut. Și pentru că știți că dacă nu obosiți în facerea binului, vă așteaptă o răsplătire din partea lui Dumnezeu. Păstrează-ți această perspectivă a întâlnirii cu Dumnezeu. Au fost oameni credincioși în decursul timpului care, datorită societății în care trăiau, și-au pierdut perspectiva. Și profetul Maleahi, în cartea lui, ultima carte din Vechiul Testament, ne prezintă o societate de evrei care
uitaseră de Dumnezeu. Oameni care veneau de formă la templu, oameni care aveau ritualuri, aveau ceremonii, oameni care afișau o pioșenie exterioară, dar dincolo de această fațadă, majoritatea nu ascultau de Dumnezeu. Totul era doar o rutină religioasă. Dar, în mijlocul acestei societăți degradate pe plan moral și spiritual, Dumnezeu avea o rămășiță de credincioși. Întotdeauna și în orice națiune, Dumnezeu are o rămășiță de credincioși. Însă, datorită mediului în care trăiau, la un moment dat acești credincioși și-au pierdut nu privirea corectă, nu preocuparea corectă, și-au pierdut perspectiva. Nu mai înțelegeau care este rostul să-L slujești pe Dumnezeu. Și uitați-vă cum se adresau ei. Maleahi, capitolul 3, de la versetul 14. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce-am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat trimiși înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Cine erau cei care spuneau aceste cuvinte? Cei ce se temeau de Domnul. Ei se temeau de Domnul, ei aveau o privire corectă, se judecau pe ei înșiși, aveau o preocupare corectă, teama de Dumnezeu îi determina să caute sfințenia, dar și-au pierdut perspectiva. Se gândeau, se frământau, dialogau între ei și spuneau, ce rost are? Dumnezeu intervine prin profetul Maleahi ca să le redea viziunea, ca să le refacă perspectiva acestor credincioși, pentru că Dumnezeu îi iubea. Dumnezeu nu te lasă în confuzie, nu te lasă niciodată în derută, și când ești în ceață și nu mai știi încotro te îndrepți, Dumnezeu vine din nou ca să-ți vorbească, vine din nou ca să te ridice, vine din nou ca să te mângâie, vine din nou ca să îți aducă aminte de perspectiva veșnică la care tu ești chemat. Dumnezeu îl trimite pe profetul Maleahi la acești oameni să le spună așa, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci, în ziua aceea, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Există o deosebire și acum. E deosebire în vorbire între cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu slujește. E deosebire în comportament, e deosebire în manifestare, e deosebire în obiectivele diferite. Și profetul spune, veți vedea din nou, atunci, mai clar, mai distinct, atunci veți vedea, fără echivoc, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel care îl slujește pe Dumnezeu și cel care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Perspectiva noastră e veșnicia. Noi trăim pe pământul acesta, dar de fapt, spune Scriptura, suntem cetățeni ai cerului. Dacă vei căuta doar o răsplată aici pe pământ, dacă vei alerga doar după mâinile întinse ale oamenilor, dacă vei alerga doar după ceea ce poate lumea să-ți ofere, vei rămâne dezamăgit, vei rămâne frustrat. Dar dacă îți vei aținti privirile la veșnicia lui Dumnezeu, niciodată nu rămâi dezamăgit, pentru că Dumnezeu are și ne-a promis binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Ce să faci ca să stai în picioare? Ai nevoie de o privire corectă. Uită-te la tine, lasă-i pe alții. Aceasta este temelia schimbării caracterului. Ce să faci ca să stai în picioare? Continuă printr-o preocupare corectă în ce privește sufletul tău. Nu mai pune gunoaiele lumii în sufletul tău. Pune cuvântul, pune rugăciunea, pune părtășia, pune noblețea pe care ți-o dă Dumnezeu prin sfințirea produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce să faci ca să stai în picioare? Rămâi la o perspectivă corectă. Uită-te la Dumnezeu. Nu cădea în deznădejde când vezi că cei trufași, cei răi, parcă propășesc, parcă le merge bine, pentru că propășirea lor nu este de durată. Fericirea lor, ați observat, este condiționată de bani, de lux, de lucrurile pe care le au, și când aceste lucruri nu mai sunt, nu mai este nici fericirea. Dispare dintr-o dată toată liniștea pe care s-au bazat până atunci, dar când ai o perspectivă veșnică, fericirea ta este ca și a psalmistului Asaf, care a tras acea concluzie extraordinară și a spus, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Dragii mei, ca să rămânem în picioare în ziua aceea, e nevoie ca într-un timp de har
cu atâtea privilegii pe care Dumnezeu ne le-a acordat, cu atâtea evangelizări, noi să căutăm fața Domnului cu o profunzime mai mare, cu o sinceritate mai mare. Amin. L-ați ascultat pe pastorul Petrică Vrăbioru cu un mesaj intitulat Cum să facem să rămânem în picioare înaintea Fiului Omului. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.